Cum vorbeam anterior, în lecțiile anterioare despre organizarea unităților de alimentație publică, iată, se poate demonstra că încă din anul 1970, deci de pe timpul comuniștilor, se preda în școli, în școlile de specialitate post-liceale alimentație publică, în organizarea, planificarea și conducerea unităților de alimentație publică. Iată, în 1970, spun, da, o carte, am obținut-o cu greu, avem chiar de la deschidere pe copertă circuitul gastro, unde alimentele, personalul, depozitarea, prepararea sunt foarte bine, foarte bine descrise. Deci ceea ce dumneavoastră vedeți sau nu vedeți de la mese, este că în spatele acelei farfurii de mâncare este o foarte multă organizare. Din punct de vedere legal, lucrurile sunt foarte bine stabilite. Dumneavoastră observați aici fiecare lucru, cum se ajunge la mese, personalul, marfa, și cum observați, sunt două circuite, unul negru și unul alb. Deci aceste două circuite, gastro, cum le-am numit eu în particular, sunt foarte bine stabilite, cu uși, cu intrare, cu depozitare, iar la articolul 9, dacă nu mă înșel, și sper să nu mă înșel, da, la organizarea interioară a unităților de alimentație publică, în sectorul de producție, ceea ce se înțelege cu greu, adică câtă siguranță este atunci când se respectă legea, iată, oameni buni, avem aici o schiță făcută, atenție, în 1970, da? Unde sunt descrise clar vestibul, toaletă, WC-ul, grădină, sală de consumație, absolut tot, bufet, tot, spălătorie, vase, spălătorie, fructe și legume, absolut tot. Deci dacă observați, este o matematică aplicată aici, nu există în matematica reală, fiecare segment a unui restaurant, și mă refer în primul rând la bucătărie, este foarte bine, foarte bine definit. Avem camere pentru pregătire, pentru cameră, avem absolut tot. Așa cum vedeți, repet, încă de la prima copertă a paginii, se vede simplu cât de mare importanță se dă într-un restaurant care respectă blazonul, a tot ce înseamnă circuit. Și bineînțeles, la sfârșit veți vedea la fel, aici avem o unitate cu bar și cu restaurant, cu o grădină interioară. Bun, mai mult, într-una din cărțile mele scrise despre autorizarea restaurantelor, cu mult înaintea pandemiei, la 3:3, materiale și obiecte de întreținere pentru igienizare. Atenție, pe ce se pune punctul. Substanțe dezinfectante, produse petroliere, săpunuri, substanțe pentru întreținerea pardoselii, peretelor, etc. Și, bineînțeles, substanțe de curățare, părți de noase, metal, texturi. Deci, în spatele a ce vedeți dumneavoastră că pare o dezorganizare și este tratat ca un spațiu periculos, restaurantele sunt, dacă mă întrebați pe mine, dacă se respectă legea sau atunci când se respectă legea, unele din cele mai bine organizate spații de producție. Și aici vine surpriza. Ați văzut dumneavoastră că există acum, după această nenorocire, acea explicație cum că clorul ar fi unul dintre cele mai eficiente substanțe. Și iată ce scrie în cartea mea la detergenți, dau o explicație, nu cred că vă interesează, dar ce scriu, substanțe dezinfectante. Pentru dezinsecție se folosesc varul cloros, boromecetul, avem cloramină, spiritul medicinal, exact ce se caută acum, da? Am în descriere varul cloros, exact ce se... Concentrația de 1 la 2. Deci nu este... asta este una dintre cărțile mele scrise despre alimentație publică. Nu este... Este de uz intern, bineînțeles că nu sunt nebun. Asta este cea de-a doua carte la care am tot lucrat ani de zile, dar bineînțeles că nu sunt cretin să le vând, că nu am de ce, de la cazare. Deci încă din 1970, această alimentație publică pe care oamenii nu o înțeleg, un fel de împinge taba, un fel de fast food, nu știu ce ați văzut dumneavoastră, dar în mod legal lucrurile sunt foarte bine stabilite. Deci eu nu înțeleg de ce există atâta împotrivire împotriva acestui afaceri, ca să spun așa. Pentru că așa cum sunt organizate aceste bucătării, nu cred că există o afacere la fel de bine organizată la noi în țară. Lăsând orice fel de glumă la o parte, este important să respectăm legea și apoi să punem interdicție a activității.